Afacere cu gust de cașcaval în satul Pelinia, raionul Drochea. De mai bine de jumătate de an, familia Țurcanu produce brânzeturi din lapte de vaci 100% naturale. Ideea de a produce cașcaval a apărut acum câțiva ani. Soții Țurcanu au renunțat la luxul orășenesc și s-au mutat cu traiul la țară, acolo unde au construit o fermă. La început produceau doar brânză de oi, iar mai apoi au decis să prepare și produse din lapte de vaci. Zilnic, din 500 de litri de lapte de vaci, se produc 50 de kilograme de cașcaval. Aici sunt și procesul de fermă laptele. Așa, așa mai departe. Dăm unde aici, dăm crintă. Aici am preocrăm, aici se dă bacteriile, chiar se dă tot aici. Și monitorizăm după panou, scrie temperatura respectivă. Care trebuie? 32-36, independență și faci. Lucrăm aici, prelucrează în crintă. Prelucrăm aici în crintă. Laptele îl dăm aici, îl punem în forme. Avem cașcaval care spune sub greutăți. Soții Țurcanu sunt ajutați de copii. Până nu demult, aceștia au muncit în Germania, iar toți banii câștigați i-au investit în afacere. Părinții aveau nevoie de ajutor până la urmă. Din puținul care l-am câștigat, am investit și eu. Adică, ce am putut. Am avut o afacere proprie în domeniul construcției. Eu sunt ajutorul secundar până când la moment am un copil mic și când eu am posibilitate, o ajut mai mic. Cei ce ține de prelucrarea laptelui, e deja curățarea cașcavalului la frigider. Fabrica produce 3 tipuri de cașcaval din lapte de vaci, telemea și brânză de oi. Este un cașcaval, se numește după rețeta la cașcavalul Caciota. El are deja o lună maturare. E un cașcaval gustos după mine, de asta așa produce. Aici e un cașcaval tare, dar un pic ajustat după rețeta noastră. Nu pot să-i spun că are o denumire specială. Și l-am dat cu ceară, se păstrează mai bine. Asta e un cașcaval care am fost în Bulgaria. Am văzut o rețetă de acolo. Încă nu i-am dat denumirea. Un kilogram de cașcaval din lapte de vaci costă între 130 și 160 de lei.